Dar nu continuăm? Păi asta nu știu, le leagă tata, dar eu sunt la specia de sine stătătoare și ne ducem cu alte lecții în final. Bine. Da? O să intitulăm așa, să zicem, puteri. Ne întoarcem un pic. Am Da, vorbit puteri. din lecții despre puteri și încercăm acum să ne reamintim și să vedem câteva lucruri, proprietăți, ceva, să stabilim o serie de chestiuni și să vedem de ce și puteri. Chiar așa. Ce ne mai necăjim și cu puteri? Nu ne ajung câte lucruri am învățat? N-am învățat cele patru operații, adunare, scădere, mulțiri, împărțiri. De ce și o altă operație puteri? Care e motivul din ce am discutat? Poți să încerci să motivezi de ce și puteri? Dacă să explic, pot să scriu o fel de exemplu? Așa, da. Cu atât mai bine. 2 la 3, ar să zicem. Așa, 2 la 3 înseamnă ce? Cum se... Înseamnă 2 ori 2 ori 2. Așa. Deci, ca să nu scriem 2 ori 2 ca ori 2... Ca să nu scrii de mai multe ori 2, doar scrii 2 la 3. Corect. Un alt exemplu, 9 la... La 5, să zicem. 9 ori 9 ori 9 ori 9. A, invers, așa, mai curat. 9 ori 9 ori 9 ori 9 ori 9 de 5 ori. În loc să scrii înmulțirea asta repetată, chiar așa. Dar bine, doar scrii 9 la 5. Scriem 9 și indicăm cu 5 de câte ori se repetă 9. Cum se numea asta? Exponent. Nu, ăla de sus este exponent. Asta de sus e exponent și aia de jos e baza. Da. Și bază. Bun. Tot a zis un 9 la 5 aici. 9 la 5 ăsta, eu pot să mă opresc până la 3 și până mă continuu încă 2. Deci 9 la 5 poate fi scris ca fiind 9 la 3, adică primii 3, și apoi înmulțit mai departe cu celălalt 2. Da? Și iată că, fără să ne propunem, ne amintim proprietatea asta. Cum se mulțesc două puteri? Că 5-ul ăsta, de unde este? 3 plus 2. Da. Deci egal cu 9 la 3 plus 2. Deci cum se înmulțesc două puteri care au aceeași bază? Se copie baza, să scrie o singură dată 9 și se adună... Și se adună exponentul. Exact. Deci o primă proprietate ar fi asta pe care ușor am văzut-o și eu aș zice să notăm undeva proprietăți. Hai să zicem așa. Proprietăți. Chiar așa, în partea asta o să notez proprietăți și de sub să scriu. Am să... Proprietăți. Și prima proprietate este asta, să zicem. 2 la 0, prin convenții, cât este 2 la 0? Adică 2. Orice număr la puterea 0, prin convenții, 2 la 0 este 1. Deci așa s-a adoptat de către matematicieni. Deci 2 la puterea 0 face 1. 7 la puterea 0 face 1. 100 la puterea 0 face 1. 100 la puterea 0 tot 1 este. Bine. Indiferent ce baza aș pune, am să notez cu una. A la puterea 0 egal cu 1. Asta e prima proprietate. Deci orice număr la puterea 0 este 1. 2. Împreună, dacă A e diferit de 0. Asta voi să... Da? Deci dacă A e diferit de 0, Măriuca, e foarte important. Deci A e diferit de 0. Pentru că în clipa în care ar fi 0 la 0, nu are sens. Spuneam și data trecută, parcă am vorbit de asta, că am să spun... Deci 0
La 0 egal cu semn de întrebare, am să-ți dau răspunsul în ce clasă am spus eu. Deci la 0 la 0 nu am răspuns acum, dar îți voi răspunde în clasa 11. Pentru că uneori face un număr finit, poate să facă 7 sau 1 sau poate să facă infinit. Deci răspunsurile pot să fie foarte ciudate. Nu am cum să stabilesc, așa cum am spus, A la 0 face 1. Da? Deci, ține în minte, orice număr la puterea 0 face 1. Acum, a doua proprietate, noi am văzut-o mai devreme, am avut scris aici 9 la puterea 5-a egal cu 9 la puterea 3 plus ori 9 la a doua, da? Și egal cu 9 la puterea 3 plus 2. Și am avut exemplu dat de tine. Și dacă acum, în loc, mai dăm tu un alt exemplu de mulțire a mai multor puteri cu aceeași bază. Șapte la patra ori șapte la șasea. Așa. Și ori 49. Da. Mai pune un număr. Egal cu? Egal cu 7 la 11. Așa, 7 la 11, ori 49. Da. 49 la rândul poate fi scris ca o putere a lui 7. Nu? Cât ori cât se facă 49? Adică 7 ori 7, dar... Așa, de 7 la 11 ori 7 la a doua. Da. Că zic 7 ori 7. Și cât face în final tot calculul ăsta? Face 7 la 13. La 13. Deci, nu ne interesează valoarea, ci modul în care putem opera cu puteri care au aceeași bază. Am sesizat aici că unul din factori, aici au fost trei factori. Unul din factori nu avea exprimarea în baza 7, cu baza 7. Dar noi știm să putem, să știm că 49 înseamnă 7 la a doua. Și atunci am putut continua și 7 la 4, ori 7 la 7, ori 49 înseamnă 7 la 13. În general, A la puterea N ori A la M, deci cum se mulțește? Ca să scrim proprietatea. A la N, prin a înțeleg eu 7, 9, 3, 2, orice bază prin A. Și prin N și M înțeleg 4, 7, diverse numere. Cu cine este egal produsul a două puteri care au aceeași bază? E A la cât? E A la N plus M. N plus M. Asta e proprietatea pe care vrem să o reținem foarte clar. Deci A la puterea N ori A la puterea M este egal cu A la puterea N plus M. Aștept la tine o întrebare. Ce întrebare? Uite, așa mă gândesc. Să văd dacă reușesc să influențez. Bine, bine, cu mulțire, dar dacă ar fi adunare sau scădere, mă aștept să mă întrebe. Asta, întrebare, o așteptam la tine. Deci dacă ar fi fost 7 la a 4-a plus 7 la a 7-a, ce mai fac aici? Mai este valabil să adun sau ceva? Nu. La mulțire a fost valabil.
Pentru că 7 la 4 înseamnă de 7 ori 4. Înmulțit de 4 ori câte 7. La 7 la 7 înseamnă înmulțit în continuare cu ceilalți 7 de 7. Și atunci, în total, s-a făcut 11. Este vizibil, clar, la înmulțire. Dar la adunare ce aș putea face aici? Ceva aș încerca să fac. Pentru că mă gândesc aici, așa. Nu mai pot să spun să fac cu baza ceva, cu exponenții, nu. Dintre exponenți 4 și 7 este cel mai mic. Îl păstrez pe 7 la a 4-a, plus, în loc de 7 la a 7-a, am să scriu 7 la puterea 4 plus 3. Este fostul 7. Și egal mai departe cum. 7 la a 4-a îl las. Și plus, de unde provine adunarea exponenților 4 plus 3? Au fost înmulțiri. Adică, de la înmulțirea a doi factori, unu și al doilea, doi factori, unul să fie fost 7 la cât și altul 7 la cât? Șapte la a doua. Poate să fie 7 la, dar în cazul, cum am zis eu, 4 plus 3, 7 la a patra, nu? Ori 7 la a treia. Puteai să zici și 7 la a doua, cum ai încercat tu să spui. 7 la a doua, pe urmă mulțit cu 7 la câta? Până la 7 la 5-a, nu? La 5-a. Așa. Deci noi putem surprinde și invers. Dacă avem de adunat sau de scăzut două puteri cu aceeași bază, îl lăsăm pe cel cu exponentul cel mai mic și până pe cel cu exponentul mai mare încercăm să scriem în funcție de exponentul mai mic. Deci eu puteam să zic și 2 plus 5, dar nu mă încălzește. Și am zis 4 plus 3, da? Și atunci, de unde provine adunarea? Invers citesc egalitatea. La au fost înmulțirii a două puteri care au avut aceeași bază și una a avut exponentul 4, de aia văd 4, și cealaltă 3. Așa, dacă traduc invers, văd egalitatea invers, înseamnă 7 la 4 plus 3. Adică asta de aici. Deci, încă o dată, până aici, dacă ți este clar. Pe 7 la 7 puteam să scriu în foarte multe moduri. Spune-mi tu, pe 7 la 7 poți să scriu cum? Zi tu. 7 la 5 ori. Ori 7 la 2. Sau. O altă variantă. Sau. 7 la 4 cu 7 la 3. Ori 7 la 3. Ori. Da? Totdeauna ori, nu plus. Că plus, n-ai ce faci. Apoi o altă variantă. Șapte la șase ori șapte la întâia. Șapte la șase ori șapte la întâie. Ori șapte la întâia, corect. Sau mai poate fi scris șapte la zero ori șapte la șapte. Șapte la zero e ca și... Nu? Orice număr la putere zero face unu. 7 la 0 face 1 ori 7 la 7, este cel de la care am plecat, 7 la 7. Dar să vezi de ce am scris eu așa. Pentru că eu am mai 7 la 4 ori 1, pot să spun aici, ori 1, plus 7 la 4 ori 7 la a 3.
Da? Deci asta e forma în care am scris. Și acum, Măriuca, să ne amintim când învățam tabla mulțirii, 7 ori 8 egal cu 7 ori, în loc de 8, 5 plus 3. Da. Și egal cum? 7 ori 5, nu așa? 7 ori 5, 35. Așa este. Dar lasă așa, 7 ori 5, fără să mulțesc. Plus bine, 7 ori plus 3. 7 ori 3. Bun. Egalitatea asta, 7 ori 8 egal 7 ori 5 plus 7 ori 3, poate fi văzută și invers. Adică să plec de la 7 ori 5 plus 7 ori 3 egal cu. Și se vede că este factorul comun. Care este factorul comun? 7. 7. Și atunci scriu 7 la 2? Este, nu, 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 că nu-i mulțire. Da? Scriu pe 7 înmulțit cu, în paranteză, adică întorc exact egalul. Egalul ăsta egal aici. 7 ori 5 plus 3. Vezi, orice egalitate poate fi citită fie din stânga mers spre dreapta, fie din dreapta mers spre stânga. Și acest 7 care îl vedem noi, la cei doi termeni, uite, la cei doi termeni, că se numesc termeni ai adunării, fiindcă fiecare termen îl are pe 7, se zice că 7 este factor comun. 7 este factor comun. Și atunci acest factor comun, 7, se scrie și pe urmă, în paranteză, punem ce-o mai rămas. Din primul mi-a rămas un 5 și din al doilea mi-a rămas un 3. 5 plus 3. Sigur că 5 plus 3 face 8 și se întâmplă, mă întorc exact la 7 ori 8. Dar eu mă opresc aici la această scriere. Foarte, foarte important de reținut. Deci ori de câte avem o sumă de mai mulți termeni și există un factor comun, cum îl vedem pe 7, se scrie factorul comun înmulțit cu, în paranteză, ce a rămas din primul, din al doilea și din al treilea dacă ar fi, și din al patrulea dacă ar fi, și așa mai departe. Și se închide paranteza. Pentru că înapoi se aplică distributivitatea și se mulțește 7 cu 5, 7 cu 3 și deci este corectă. În clasa a doua, învățătoarea trebuie să spună copiilor și trebuie să facă acest exercițiu, acest experiment, această formă de scriere. Foarte mult insistent să o facă pentru că este minunat aici când suntem în etapa asta, uite, în clasa a 5-a, când ajungem, elevul trebuie să vadă aici și să fie avut antrenament, să vadă că ăsta e 7 la 4, că e comun și atunci ce face? Îl scrie în față, egal cu 7 la 4, înmulțit cu, spune tu, ce mi-a rămas din primul termen al adunării? Înmulțit cu 7. Ori rămas 1. Nu? Din primul termen mi-a rămas doar factorul 1, da. Plus din al doilea termen ce mi-a rămas? Șapte la treia, sigur că da. 7 la 3. Vezi tu, în clipa asta, 7 la 3 fiind doar la 3 aș putea să-l calculez, adică să găsesc valoarea. Deci las 7 la 4 ori și aici fac calculul, pentru că e la îndemâna mea. 7 la 3 cât face? Ia, te rog să faci calculul.
Înseamnă 7 ori 7 ori 7 de 3 ori. Știu. Deci 49 ori 343. 343. Deci și cu 1, 344, da? Da. Deci vine 7 la 4 ori 344. Eu 344. Eu merg, n-am mai făcut eu mulțirea, dar sunt convins că tu ai făcut corect. Da. Și iată că acum putem spune că 7 la 4 plus 7 la 7 are, în urma aranjării acestea, am făcut un calcul, am reușit să facem ceva. Nu l-am lăsat așa deoparte. Deci, el este ca rezultat 7 la 4 plus 7 la 7 e 7 la 4 ori 344. Da? Ăsta este rezultatul. L-am aranjat ca un produs de factori. Și asta e foarte important. Deci, încă o dată, când avem înmulțiri măriuca, ne descurcăm foarte repede. Că mulțirea înseamnă scrie o singură dată baza și adun exponenții. Chiar dacă sunt mai mulți factori, cum a fost în cazul de mai sus, trei factori, sperăm că 49 poate fi și el la rândul lui ca privit ca o putere a lui 7 și a fost 7 la 2 și în final o dă 7 la 13. Deci tot calculul ăsta îmi dă 7 la 13. Dacă însă avem adunare sau scădere, în cazul meu am luat adunare de două puteri cu aceeași bază, nu mai putem face nimic decât să încercăm doar atât calculul. Să facem un grupaj și observăm că 7 la 7 se poate descompune în mai multe variante, dar eu am ales 7 la 4 ori 7 la 3, din motiv foarte precis, ca să văd factorul 7 la 4 comun adunării. Deci factorul 7 la 4 este și cam și în primul termen și în al doilea. Și am mai pus să mulțim cu 1 ca să văd eu cât mi-a rămas din primul. Că de multe ori am văzut copiii greșesc, spune că nu a rămas nimic aici. Ba da, a rămas 1. Că 7 la 4 ori 1 fac 7 la 4 și a rămas 1. Pentru că la distributivitate, cum se mulțește cu o paranteză? Se mulțește termenul din față cu fiecare de aici. Dar, și cu 1 și cu 7 la 3. De ce la prima 7 la 4 s-a pus 1 și nu și la a doua? A, aici știi, 7 la 4 n-am fost. Eu m-am pregătit ca să pot să scot în factor comun și nu puteam să-ți atrag atenția că mi-a rămas 1. Și aici pot să spun ori 1. Și aici că nu deranjez cu nimic. Și aici pot să spun ori 1. Nu, la... Că ai pus 7 la 4 ori 1 plus doar 7 la 4. Ori 7 la 3. 7 la 4 ori 7 la 3. Da. Păi dar aici am factor. L-am pe 7 la 3. De cine am mai pus eu 1? Pierdeam timp. A. Deci, că aici al doilea termen este deja un produs. A, okay. Este un produs format din factorul 7 la 4 și 7 la 3. Și când scotem factor comun pe 7 la 4, îmi rămâne 7 la 3. Că eu trebuie să scriu în continuare tot ce rămâne. În afară de 7 la 4, scriu tot ce rămâne. Da? Deci, fiecare întrebare a ta este atât de folositoare pentru că eu, în urma întrebării tale, mă strădui să dau răspunsurile acelea ca să te conving, dar nu numai pe tine te conving. Eu te conving pe toți, îi conving pe toți prietenii noștri. Deci, până acum am pus la punct două proprietăți. Că orice număr la putere 0 face 1 și dacă mulțim două puteri cu aceeași bază, copiem baza și adunăm exponenții. Și invers egalitatea. Dacă vom vedea o putere, o putem descompune ca o sumă aici și atunci înseamnă un produs de două puteri. Deci orice egalitate se citește fie
din dreapta spre stânga, dar și din stânga spre dreapta. Că noi aici am avut pe 7 la 7. 7 acest la 7 l-am scris ca 7 la 4 plus 3. Și atunci de unde vine suma exponenților, am întrebat? De la înmulțire. Adică de la 7 la a 4-a ori 7 la a 3-a. Da? Ei, să vezi tu de ce această proprietate am scos-o eu. De multe ori se întâmplă, Măriuca, ca să avem o fracție și ne interesează să vedem dacă este reductibilă sau nu. Nu? Și căutăm să, când vorbim de fracția asta, 7 supra 13, supra 13 am spus, ia cum este fracția asta? Este ireductibilă. Ireductibilă. Din cauza că nu găsim prin cine să simplificăm. Prin 2. Dar 7 și 13 sunt prime între ele. Da. Și deci de aceea nici nu mai punem problema. Deci ireductibilă. Dar dacă spun așa, 14 supra 14 supra, scrii și tu, nu? Tot timpul. Mărica, da. Tot timpul să scrii, da? 14 supra 26. Prin 2. Deci, așa, că prin 2 vrea și numărătorul și numitorul. Deci prin 2 fracția asta este simplificabilă și împărțind pe 14 la 2 fac 7 și împărțind pe 26 la 2 fac 13. Abia asta este ireductibilă. Cea de mai înainte a fost reductibilă, s-a simplificat. Este o egală a lui 7 pe 13 după simplificare. Și noi ce spuneam? Că ori de câte ori avem o fracție, nu ne place să lucrăm cu numere mari, ci încercăm să simplificăm maxim cu putință. Adică căutăm acel număr la care să se împarte și numărătorul și numitorul. Și aici am găsit pe 2. Dar dacă eu îți dau așa, 2 la a 5-a supra 2 la a 3-a. Hai să scriem. Ce înseamnă 2 la 5? Ar însemna 2 la 3 plus... 2 ori 2 de 5 ori, nu? Sau ai zis foarte bine, 2 la 3 plus 2. Cred că e mai clar așa. Deci poți să spui 2 la 3 plus un 2. Supra 2 la 3. Da. Și egal mai departe cu? 10 pe 8. Deci egal cu 2, cât ai zis, 10 pe 8? Cum ai făcut? Ai zis 2 ori 5. Nu, 2 la 5 face mult. Dar încercăm numai cu puteri să lucrăm. 2 la 5 face 8 ori 2, 16 ori 2, 32. Ca valoare aici ar fi fost așa. Scuze, m-am confuzat că ai scris doar 2 la la. Așa, 32 pe 8 ar face, da? Da. Și care face ca valoare 8, 4, da? 4 ori 8, 32. Simplificăm prin 8 chiar. 32 împărțit la 8 egal cu 4. Ia să vedem dacă prin puteri ne dă același lucru. De unde provine adunarea exponenților? Am vorbit mai devreme. De la înmulțire. Înmulțirea două puteri. Deci ar fi cât aici? 2 la... 2 la 5-a. Nu, păi l-am zis. La 2 la 5-a. Da. 2 la... Deci, faptul că am adunat exponenții înseamnă că au fost două puteri înmulțite
Una a avut ce? Ce exponent a avut? Una a avut 3. Așa, 2 la 3 și cealaltă? 2. 2. Deci, faptul că am ajuns la 2 la 5, putem să-l descompunem. 2 la 3 ori 2 la 2, supra 2 la 3. Și acum, practic, simplificăm fracția asta prin cât? Prin 2 la 3, că este factorul ăsta comun și sus și jos. 2 la 3. Și aici ori 1, nu? Nu putem spune că nu rămâne nimic. A rămas 1. Și atunci, după simplificarea asta la fracției, ca și cum am fi simplificat prin 8, că 2 la 3 face 8, cum spuneam aici, că am împărțit fracția prin 8, face 2 la 2, ca răspuns, 2 la 2 supra 1. Dar nu mai are rost să mai scriu 2 la 2 supra 1, deci 2 la 2. Dar 2 la 2 înseamnă 5 minus 3. 2 la 5 minus 3. Foarte tare. Ia să mai luăm încă o dată. Deci 2 la puterea a 5-a supra 2 la a 3-a poate fi scris ca fiind 2 la a 5-a împărțit la 2 la a 3-a, împărțit la 2 la a 3-a. Că doar știi bine că linia de fracții înseamnă împărțire. Da. Și egal cu, după răspunsul aici, face 2 la da. 5 minus 3. Eu zic 5 minus 3. Adică 2 la 2. Adică 2 la 2, sigur că da. Ok. Da? 2 la 2. Dar pe mine mă interesează foarte tare aici. Da. De aici să plec. Mă interesează că cred că pune mâna pe o proprietate foarte interesantă. 2 la 5-a împărțit la 2 la 3-a egal cu 2 la 5 minus 3. Adică ce proprietate este asta? Una care spune cum se împart două puteri, cum se împart două puteri care au aceeași bază. Cum se împart două puteri care au aceeași bază? Care ar fi ideea? Copiem baza 2 și ce facem cu exponenți? Dacă la mulțire îi adunăm, la împărțire ce facem? La împărțire... Scădem. Scădem. Da? Adică deci, facem diferență. Deci, la mulțire adunăm exponenții, la împărțire scădem exponenții. De la... de împărțit, nu? Exponentul de la de împărțit, adică cel de pe locul întâi, chiar se cheamă de împărțit, scădem exponentul împărțitorului. Dă-mi încă un exemplu. Ia spune, 3 la 7 împărțit la 3 la a 2. Cât face? 3 la 7 împărțit la 3 la a 2. Face 3 la 7 minus 2. Corect. Foarte simplu. 3 la 7 minus 2 și pentru prietenii noștri spune-le așa. Egal cu 3 la 7 minus 2, conform proprietății care am stabilit-o acum, și face 3 la 5, rapid. Da. Dar prietenilor îi pot spune așa, dragilor, pentru că pe 3 la a 7, să privim ca o fracție, supra 3 la a 2, egal mai departe cu, ca să-i convingem. Îl scriem pe 3 la 7 funcției de 3 la a 2, adică să spun 3 la a 2, înmulțit cu? 3 la 5. Corect, Mărică. 3 la 5. Totul supra 3 la a 2. Dar și iată, 3 la a 2 cu 3 la a 2. Da? Da? Și rămâne 3 la 5. Prietenii da. Noștri înțeleg acum că e limpede. 3 la 7 înseamnă că am de 3 ori, de 7 ori scris 3, 3, 3, iar aici de 2 ori. Și ce? Printr-un 9, practic, sau 3 la 2 și atunci a rămas 3 la 5 și ăsta e rezultatul. Înseamnă cumva la 3 la 2 sus, nu cumva trebuie să scrii 3 la 2, că înainte ai scris 2 supra 3. Unde am scris eu 2 supra 3?
Lângă 3 spre 5. Și după aia e tăiat. Am greșit undeva, oare? Cu scrierea. Uite, încă o dată, 3 la 7 egal cu 3 la 2 cu 3 la 5. Da, dar tu ai, dar tu n-ai scris 3 la 2, ai scris 2 supra 3. 3, uite, scriu încă o dată, 3 la 2, okay. Acum e bine? Ori 3 la 5. Linia aia? De ce cu linia aia? Asta de-am tăiat aici? Nu, 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 de la 2 la 2 la 3. De ce ai pus linie? 2 la 3, dar n-am niciun... Dar ai scris-o acum. N-am niciun 2 la 3. Sau 2... E 3 la 2, ori 3 la 5, și supra 3 la 2, care era la numitor. De ce ai scris... De ce ai pus linia? Că arată ca 2 supra 3. 2 supra 3... Că ai pus linia aia. Hai să o luăm. Deci am plecat de la 3 la 7 asupra 3 la 2, nu? Da. Egal. În loc de 3 la 7 de la numărător, da, l-am scris cum? 3 la 2, dar de ce ai pus linia? Deci am pus linia asta? Nu! Care sus la 3, la 3 la 2. Păi n-am pus. E 3... 3 la a doua, ori 3 la a cincea. Nu-i văd nicio linie. Ah, nu, scuze-le. Da? Supra 3 la a doua. Ai pus 3 și 2 foarte aproape și arată ca o linie de-aia. Aha, îl pun, fac pe 2 mai mari. Și uite, acum îl vezi, da? Nu e o linie. 3 la a doua și 3 la a doua. Și acum, fiind 3 la a doua comun, adică și la numărător și la numitor, simplificăm. De parcă ar fi 9 și 9. Și tăiam și mi-a rămas 3 la 5. Da? Uh-huh. Acum e bine? Da. Uite, fă tu pe ăsta. Coloții 7 supra 1 e reductibilă. Ce zici să fac? Nu. 7 supra 3. Supra 13 a fost lăsat. Da. Da. Ireductibile, da. Și îmi șters tabla așa și rămas așa o parte. Uite, Măriuca, mai facem un altul. Spune-mi așa. Înainte de a trage concluzia, aș vrea să scriu proprietatea. O poți să mi-o dai tu, proprietatea? Asta care am descoperit-o a treia acum? Că a la n, așa, a la n împărțit la a la m, da, egal cu a la n minus a minus la nu m. Nu minus a la minus m. Scădem minus exponenți. M, pardon. Da? A la n minus m. Din exponentul de împărțitului, cum avem noi scris aici, scădem exponentul împărțitorului. Iar dacă scrim sub formă de fracții, din exponentul numărătorului scădem anumitorului. Hai să mai facem încă niște aplicații și să înțelegem bine aceste proprietăți. De până acum. Uite, să se calculeze. Să se calculeze. Să zic așa. 3 la 7 plus 3 la a 8, totul supra 3 la 8 plus 3 la 9.
Deci 3 la 7 plus 3 la 8 plus 3 la 8, supra 3 la 8 plus 3 la 9. Bine. Trei la șaptea. Da. Ori trei la opta. Dar nu e ori trei la opta, e plus trei la opta. Când, vezi tu, aici am dat așa fel, nu mai am cum să aplic proprietatea imediată, că eu știu să aplic când e mulțirea două puteri. Dar adunare, am făcut noi o șmecherie la adunare. Ne uităm la cei doi exponenți, care e mai mic? Cel mic. Dintre cei doi termeni. 3 la 7. 3 la 7. Și atunci rămâne 3 la 7 de bază. Nu? 3 da. La 7. Plus, ce fac cu 3 la 8? Că tare mult aș vrea să apară 3 la 7. Că visez, dacă ar fi 3 la 7, aș scoate în factor comun, m-aș descurca. Cum se scriu pe 3 la 8? Deci cu 3 la 7 trebuie să începe. 3 la 7. 3 la 1. Ori 3 la 1. 3 la 1. Așa. Că 8-ul ăsta scriem ca 7 plus 1, nu? Da. Deci imediat ai sesizat. Așa că am păstrat 3 la 7 care are exponentul, nu? Cel mai mic, între 7 și 8 mai mic este 7. Da. Și pe 3 la 8 l-am scris cu ajutorul 3 la 7. Totul supra. Jos, ce să fac? Jos, de ce e a doua? 3 la? 3 la 8 plus 3 la 9. Ah, da, da, ok. Scriem 3 la 8. Așa. Plus 3 la 8 ori 3 la 1. Ori 3 la 1. Bun. Și egal cu. Dar de ce am făcut eu asta, Măriuca? Am avut eu ceva în mintea mea, nu? Fiindcă, iată acum, adunarea asta are pe 3 la 7 și dintr-un termen și în celălalt. Cum se numește acesta? Fiindcă îl vedem și într-un parte și în celălalt, se numește termen factor comun. Și atunci, pentru ca să vedem cât rămâne din primul, zic 3 la 7 ori 1. Că nu se întâmplă nimic, doar e un abuz care îmi place, că mă va ajuta foarte bine. Deci și pe primul termen îl văd tot ca un produs. Și acum, cei doi termeni ai sumei au drept factor comun pe 3 la 7 și aici și în partea alaltă. Jos? Hai, că este aceeași situație. Și jos, cine este factorul comun la cei doi? Este 3. 3 la? 3 la 8. 3 la 8. Îl văd și într-un termen și în celălalt. Și ca să îmi dau seama cât va rămâne când încerc să scriu într-un anumit mod, zic aici 3 la 7, 3 la 8 ori 1. Da? Și egal cu. Ei, cum am zis noi că am făcut așa o manevră de asta? Când vedem comun 3 la 7, 3 la 7, conform proprietății de distributivitate, îți arătasem eu 7 ori 5 plus 7 ori 3, se scrie ca fiind egal cu 7 ori, în paranteză, 5 plus 3.
Nu? Că am făcut așa. Da. Cine este acum pe poziția lui 7 sta comun? Cine este la noi în cazul de față? La numărător. Cine este comun și la primul și la al doilea? Este 3 la 7. 3 la 7. Deci egal cu 3 la 7. Înmulțit și deschid paranteza. Iar în paranteză voi pune exact cât mi-a rămas din primul termen și cât mi-a rămas și din al doilea termen. 3 la 1 și... A rămas 1. 1. 1 plus și din al doilea. 3 la 1. Sau pur și simplu 3. Că nu mai are rost să spun 3 la 1, este un abuz. Este jos. Da. Jos 3 la 8. Da. Ori paranteză. Da. 1 plus 3. 1 plus 3. Și egal cu 1 plus 3 face 4, putem lucra. Deci egal cu 3 la 7 ori 4. 4. Supra? Supra 3 la 8. Da. Ori? 4. 4. Egal cu. Putem împărți fracția asta prin cât se vede foarte repede deodată? 4. Prin 4, sigur, și jos. Deci prin 4 am simplificat-o. Da. Mai avem ceva de făcut. În loc de 3 la 8, cât pot să scriu? Ca să fie în legătură cu 3 la 7. 3 la 7 plus 3 la 1. Nu plus, ori 3 la 1. Da? Deci egal cu 3 la 7, las la numărător, nu umblu, iar la numitor este 3 la a 7 ori 3 la 1. Și acum ce fericită ești că putem împărți fracția prin cât? Prin 7. 3 la 7. Da. Nu prin 7. 3 la 7. Pardon. Da? 3 la 7. Deci, practic, simplificăm prin 3 la 7. Adică, mai scurt, tăiem pe 3 la 7 și de sus și de jos. Și cât a rămas la numărător? Rămas 3 la 1. Nu. S-a dus tot 3 la 7. Nu a rămas 3 la 1. A rămas 1 acela de care spuneam eu. De aceea tot îl spun eu acum ca să... Înainte 3 la 7 ori 1, tot 3 la 7 faci. Pe mulțirea cu 1, nu. Nu schimbă nimic, nu schimbă rezultatul. Și acum eu l-am văzut că mi-a rămas 1 supra jos cât? 1 supra 3 la 1. 3 la 1 sau 3 pe scurt? Sau 3. Da? 1 pe 3. Ăsta este rezultatul. Deci hai să scriem încă o dată. O treime. Da, o treime. Deci 3 la 7, Mărica, plus 3 la 8, 3 la 7 supra 3 la 8, totul supra 3 la 8 plus 3 la 9. Deci, această fracție este egală cu 1 pe 3. Deci calculul care l-am făcut, nu ne-am apucat să calculăm cât face 3 la 7. Face un număr 3 ori 3 ori 3 de 7 ori face un număr foarte mare. 3 ori 8, 3 la 8 iar face un. Și le adunăm numărul acela. Și la fel făceam și jos. 3 la 8 plus 3 la 9 și le adunam. Și dădea o fracție cu un numărător foarte mare. La fel jos. Și tot se simplifica prin 3, prin 3, prin 3 și prin 4. În loc să faci chestia asta, munca aceea care... Îmi pare rău că n-am avut eu curaj să mă apuc de așa ceva. Care înseamnă consum de timp enorm, enorm. Dacă știu să manevrez chestia asta, mă duc foarte repede spre rezultat. Deci de ce este important să facem operații cu puteri, să știm asta? Că ne ușurează foarte mult calculul. Da? Ei, să ții minte că eu des găseam copii
care nu înțelegeau lucrul ăsta și zic, când nu vedeau 3 la 8 sus și 3 la 8 jos, simplifică 3 la 8 cu 3 la 8. Ai, Doamne! Deci când îi vedeam așa, mă supăram foarte tare. Știi de ce? Că simplificau în sumă. E foarte grav. Deci de aceea, ținem cont că nu putem simplifica decât dacă ajungem la un produs. Ia uite, aici, după manevra făcută, am ajuns la numărător să scriu 3 la 7 ori 4, la numitor 3 la 8 ori 4 și acum simplificăm fracția. Prin 4 și prin 3 la 7 și ne dă rezultatul 1 pe 3. Dar ca să ajung aici, trebuie să știi să scoatem factor comun. Trebuie să vadă repede că 3 la 7, exponentul 7 e mai mic și îl lasă loc, pe loc. Și atunci la 3 la 8 și zici 3 la 7 ori 3 la 1 și jos 3 la 8 îl scoate 3 la 8 comun și scoate pe 3 la 7, face toată manevra asta, simplifică și dă 1 pe 3. Un calcul foarte, foarte, așa e corect, așa trebuie să se întâmple. Și iată, mai faci tu încă faci și tu un exercițiu acum. Să vedem cum reacționăm la următorul. Să zicem așa. 3 la a 5-a plus 3 la a 4-a plus 3 la a a șasea. Supra. 3 la a șaptea plus 3 la a cincea plus 3 la a șasea. Egal cu. 3 la patra. E cel mai mic? El îl lași, nu umbli la el. Da. Și atunci, în loc de 3 la 5, cum vei scrie? 3 la 4 ori 3 la 2. Foarte bine. De acum mergi, dictează-mi și eu scriu. Deodată, da? 3 la 4 ori 3 la 1 plus 3 la 4, că ai zis că rămâne așa. Da. Plus? Plus tot 3 la 4. Da. Ori 3 la 2. Foarte bine. Corect. Și acum jos. 3 la 5. 3 la 5. Da, lăsăm. Și atunci în loc de 3 la 7 zicem. Zicem 3 la 5 ori 3 la 2. Corect. Plus. Dar nu scrii și... Okay. 3 la 5 ori 3 la 2 plus 3 la 5, așa cum ai spus că lăsăm și plus da. Plus 3 la 5 ori 3 la 1. Așa, 3 la 5 ori 3 la 1. Dacă mai scriu 1 sau nu, nu are importanță. Nu mai scriu eu acum. Egal cu. Ce putem face? Sunt 3 termeni acolo. Au în comun pe? Au în comun pe 4. 3 la 4. 3 la 4. Foarte important, 3 la 4, nu 4. Au 4 acela n-a niciun rost, nu putem da exponentul așa la întâmplare, ci trebuie să când ne referim la o putere, trebuie să ne referim legat bază și exponent. Bază și exponent. Deci au factor comun pe 3 la 4. L-am construit și atunci îl scoatem în factor comun. 3 la 4 înmulțit cu și deschidem paranteza și vorbește tu. 3 la 4 descompunem, nu? Nu, păi descompus totul, e aranjat. Ce-a rămas în paranteză? Din primul termen, ce-a rămas?
A rămas... Pe 3 la 4 l-am pus. Da, deci 3 la 1. Corect, dar cu foarte multe hotărâri. Te poți certa cu mine, să știi. Cu cât te ceri mai mulți cu mine, cu atât mă simt mai bine. O rămas 3 la 1, pentru că sunt 2 factori. Pe 3 la 4 l-am pus aici. Mi-a rămas 3 la 1. Nu mai pun 3 la 1. Plus 3 la 2. O, stop, că și de aici a rămas ceva. Că aia, terminul ăsta... L-ai pus pe 3 la 4, dar în locul lui a rămas 1. Ăla că nu l-am pus. Special nu l-am pus ca să văd dacă tu ești atentă. Deci e 1 acolo. Nu poți să spui că e 0. Că... Păi, dar vreau să dau unul la sfârșit. Sau... Dar are importanță. Dar noi să-l punem în ordine, pentru că prietenii noștri... Bine. Vreau să prindă în fiecare clipă ce se întâmplă. Deci 1 plus 3 la 2. 3 la 2. Jos. 3 la? La 5. Da, pe lângă? Pe lângă 3 la 2. Da. Plus 1. Așa. Plus 3. Corect. Și egal cu? Și egal cu Hai să zicem 3 la 4 ori și calculăm paranteza. Hai că-ți faci 3 plus 1 plus 3 la... 10. 10? 10 sau 11? Aici e 9. Sau 12. Ia să vedem. Sau 13. 13 cred că. Că e 3 la 2 face 9. 9 plus 1. A, tu ai zis 6. 3 ori 2. Gata, te-am descoperit. Nu. 3 ori 2 nu face 3 ori 2. Este 3 ori 3. Care e egal cu 9. N-am zis asta, am realizat. Da? 9. Și cu 1, 10 și cu 3, 13. Deci 3 la 4 ori 13. Totul supra. Totul supra 3 la 5. Da. Supra 13. Ori 13. Supra ori 13. Da. Și egal cu? Și egal cu 13 cu 13 simplificăm fracția. Da. Da. Și? Care din exponenții mai mari? Este 3 la 5. Păi umblăm la el, ca să așezăm cu 3 la 4, ca să putem face simplificarea. Bine, atunci îl scriem ca 3 la 4 ori 3. La numărător îl lăsăm 3 la 4 asupra. 3 la 4 ai spus ori 3. Da. E bine. Și egal cu? Și egal cu 1 supra 3. 1 pe 3, gata, perfect. Deci simplificăm prin 3 la 4 și a rămas 1, nu mai spui că nu a rămas nimic, ci a rămas 1. 1 pe 3, răspunsul corect. Nimic e 0. Că altfel puneai 0 acolo și... Da. Da. Când spunem nimic, înseamnă 0. Hai să mai facem încă o simplificare de asta, că mi-a plăcut. Ia să vedem cum faci tu următorul. Să zicem așa.
3 la a 7 plus 3 la a 4 ori 81 plus 3 la 6 ori 9, totul supra 3 la 3 ori 81 plus 27 ori 3 la a 2 și plus 3 la puterea a 6. Egal. Hai să discutăm între timp. Ce surpriză a apărut? Că avem... Al doilea termen este 3 la 4 ori 81. Al doilea termen al adunării. Da. E 3 la 4 ori 81. Și acum visăm dacă 81 ăsta s-ar scrie ca o putere a lui 3, ce bine ar fi. La fel este 9 dacă și el s-ar scrie. 27 dacă și el s-ar scrie. Pentru că avem înmulțire, cum se scrie? Ca o putere a lui 3. Știu să mulțesc două putere și eu aș strânge acolo și m-aș duce și pe urmă să scoatem factor comun. Văd de exponentul cel mai mic, așa aici nu prea îmi place. Deci, noutatea este apariția lui 81, a lui 9 și 27. Hai să vedem. Hai să-l descompunem pe 81. Că știm să descompunem. 81. Egal cu. Sigur că poți să spun direct. Da. Cu cine este egal 81? Cu 9 ori 9. 9 ori 9. Deci egal cu 9 ori 9 și egal mai departe cu. 9 cu cine este egal? Cu 3 la 2. Exact. Egal cu 3 la 2 ori 3 la 2 și egal mai departe cu? 3 la 4. Deci, clar, în loc de 81 punem 3 la 4. Și atunci ghișitul devine 3 la 7 plus 3 la 4 ori, ai spus parcă 3 la 4, nu? 81. Vorbește tu, dirigează-mă tu. 3 la 4 plus 3 la 6. Da. Ori 3 la 2. Ori 3 la 2. Totul supra. Totul supra. 3 la 3. 3 la 3. Ori. 3 la 4. Da. Plus... 27. Asta vedem pe 27, cum îl vedem. 9 ori 3. 9 ori 3, corect. Și egal cu? Egal cu 3 la 2, 3. Deci 3 la 3. Deci va fi 3 la 3, da? Că e 3 la 2 ori 3, 3 da. La 3, răspuns final. De acord? Deci vine 3 la 3. Ori 3 la a doua și plus 3 la a șasea. Și egal mai departe cu. Te rog. Egal cu... 3 la 2.
Deci, 3 la... De ce? Vrei să umbli la 3 la 7-a? De ce zici 3 la 2-a? Că e cel mai mic. Am înțeles, dar se mai poate face treaba aici, că 3 la 6 sau 3 la 2 se poate mulți. Știu să mulțesc două puteri. Și după aceea mai strângem și după aceea să vedem ce scoatem în factor comun. Deci 3 la 7 lăsăm. Deci 3 la 7 plus 3 la 8. Așa. Plus. Plus 3 la 6 plus 3 la 2. Ori 3 la 2, cât face? Da, ori. Ori 3 la 2. Păi cât face 3 la 6 ori 3 la 2? Că suntem ca și aici. Cum ai spus, 8, e dura 4 plus 4. Aici cât face? 3 la... Tot. 3 la puterea 8. Da. Și te deranjează că mai sunt 3 la 8? Așa s-a întâmplat. Deci 3 la 8 plus 3. Și jos. Și jos... 3 la 3-a. 3 la? Deodată. Bine, 3 la 7-a. Așa. Plus. Plus. 3 la 5-a. Da. Plus. Plus. 3 la 5-a. Trei la șase, nu? Da, șase. Egal cu. Mai adunăm? Păi hai să vedem ce putem face acum la numărător. Anumitor, privim. S-au strâns, e trei la plus trei la plus trei la. E acum suntem în terenul nostru, am mai făcut așa. Da. 3 la 7-a. Îl lăsăm. Deci 3 la 7-a plus... Plus 3 la 7-a ori 1, ori, ori 3. Ori 3. Ori 3 la 1-a, da? 3 la 7-a ori 3 plus... Plus 3 la 7-a ori 3. Așa. Totul supra... Totul supra... 3 la 5-a. Așa. 3 la 5-a ori. 3 la 5-a ori 3 la 5-a ori 1. Nu. No. No, ori, no. Ori 3. Hai că până la 7. Atunci 2. Făceam la 6, scuze. Deci 3 la 5-a ori? Ori 3 la 2. Așa. Plus. Plus 3 la 5-a. 5-a. Plus 3 la 5-a ori 3. Da. Și egal cu? Egal cu. Păi de ce am scris așa, crezi tu? Ca să observăm că la cei trei termeni, sunt trei termeni, există cine? Există factorul comun 3 la 7. Da? Deci există acest 3 la 7 care e comun. Și aici, și aici, în cei trei termeni. Și îl dăm în factor, îl scoatem în factor. Punând ce au rămas din cei trei termeni în paranteză. Că acolo e exact proprietatea de distributivitate. Deci 3 la 7, uite, asta e proprietatea, nu? 7 ori, 7 ori. 7 pe lângă. Aici e proprietatea de distributivitate a mulțirii față de adunare. Și invers, când s-a desfășurat, strângem
Conform egalității, așa este. Deci 3 la 7 pe lângă. Pe lângă... Te referi la 3 la... Păi l-am scos pe 3 la 7. Doar 3. Pe lângă 1 mai mare ca, nu? Că e poanta aceea. Dacă nu se mai vede nimic, nu mai este nimic, e de fapt un 1, subînțeles. 3 la 7 oricât face aceeași lucru. 3 la 7 ori 1. Înmulțirea acolo. Deci e 1 când nu se scrie. E subînțeles 1. Deci 1 plus din al doilea termen cât a rămas? Tot. 1, nu? Nu, că sunt, și sunt doi termeni. Sunt doi factori ai termenul acesta. Și dacă pe ăsta comun l-am scos, a rămas 3. Deci plus 3. Plus 3. Și plus 3, sigur că da. Totul supra. Totul supra 3 la 5. Da. Pe lângă? Pe lângă 3 la 2. Da. Plus 1. Așa. Plus 1. Plus 3. Plus 3. Și egal mai departe cu? Facem calcul din paranteze, că acum e la îndemână. Da. Face... Ca să vezi sus și jos acum, unul are 3 la 7, altul 3 la 5-a în factor. Și atunci umbli la 3 la 7-a și zici cât? 3 la 5-a ori... 3 la 5-a ori 3 la 2-a. Da. Și ori? Ori... Ori 7. Ori 7. Că 3 plus 3 și plus 1? Da. Deci 7. Ori 7. Totul supra? 3 la 7. E 3 la 5, parcă. 3 la 5, scuze. Da. 3 la 5. Ori? Ori. Deci 3 la 5 ori 13 și este egal cu, acum, fiindcă și numărătorul și numitorul e doar un produs de factori, simplificăm ce se poate simplifica. Cine este aranjat deja pentru simplificare? 3 la 5 e și sus și jos. Deci simplificăm prin 3 la 5-a fracția. Da. Și ce a rămas? A rămas 3 la 2 ori 7 și 13. Și la numitor 13. Adică e 9, că 3 la 2 e 9, 9 ori 7 supra 13. 7 ori 9 egal cu? 7 ori 9 egal cu... 63. Supra 13. 13. Da? 63 supra 13. Hai să le luăm din nou exercițiul și spunem acum, de data asta, ce lucruri te-au surprins în mod plăcut? 81. Așa! Deci pe lângă până ai în exercițiile din urmă, deci în exemplele din urmă, nu aveam unul din termeni deja un produs. Iată, și celălalt, 3 la 6 ori 9 și 3 la 6 ori 81. Ce dădu să rămâi exact doar 3 la 4, 3 la 6 și atunci tu lucrai.
Ai lucrat foarte, foarte bine. Dar de data asta, eu am băgat așa, și pe 81, pe care tu trebuia să-l surprinzi ca fiind 3 la 4, da? 81 e 3 la 4, deci visul tău a fost să-l aranjezi pe 81 ca 3 la 4 și pe 9 ca 3 la 2. La fel a fost și cu 27 și de desubt. Ca să poți strânge 3 la 4 ori 3 la 4 face 3 la 8. Nu? Și la fel 3 la 6 ori 3 la 2 fac din nou 3 la 8. Și ne-am dus pe modelul dinainte. 3 la plus 3 la plus 3 la. Și iată și jos. Și acum ai sesizat că exponentul cel mai mic este 7. Și 3 la 7 l-am aranjat să fie 3 la 7 peste tot, ca să îl putem scoate în factor comun. Și ce a rămas, aici este un moment foarte important, că 3 la 7 are ori 1 acolo. Și când l-am pus în față, trebuie să fie ori 1. Că în clipa în care aplică mulțirea, 3 la 7 trebuie să se mulțească cu toți termenii de aici. Și să vină 3 la 7 ori 1, plus 3 la 7 ori 3, plus 3 la 7 ori 3. Adică exact ceea ce a fost mai înainte. Este mersul înapoi. Și la fel am făcut și jos. În final am reușit să aranjăm fracția ca produs de fractori, ca un produs de factori, și numai acum simplificăm. Și numai acum simplificăm. Că altfel, dacă simplificăm în sumă, acolo este o mare greșeală. Este o greșeală atât de mare încât tot egășițul se dă peste cap. În final, am găsit 63 pe 13. Care ar fi noutățile de la putere? Deci, până în clipa asta, ce ai putut înțelege tu din toată discuția noastră? Proprietății. Câteva proprietăți, dar trei am pus la punct. Doar trei. Ori mai fi și altele, le-am mai descoperi. Dar hai să vedem așa. Am găsit trei proprietăți. Adică una este... A la puterea 0 egal cu 1. Adică orice număr la puterea 0, cu excepția lui 0. Să nu cumva să fie A 0, că atunci nu mai putem da răspuns. Deci A la 0 egal cu 1. Apoi... A doua proprietate. A la puterea n. Părea la mă. Cum se mulțesc două puteri? Zi în limbajul tău. A doua proprietate se referă la mulțirea două puteri cu aceeași bază. Da. Da? Cum se mulțesc două puteri cu aceeași bază? Și ca să rămână în minte, cum se mulțesc? Se copie baza. Și se adună, copie baza și se adun exponenții. Și se adună exponenții, da? Adună. Iar la împărțire, cum? Cum se împart două puteri care au aceeași bază? Tot se copie baza. Da. Dar data asta se scad exponenții. Așa, se scad exponenții. Și am făcut exemple acestea pe care le-am... Și încă ceva foarte important la lecția de astăzi. Scoaterea în factor comun. Asta e senzațională, pentru că la adunarea două puteri nu mai putem face nimic cu aceeași bază. Adunarea și scăderea două puteri. Ci doar scoatem în factor comun dacă aranjăm lucrurile. Dacă aranjăm de așa manieră încât să vedem factorul comun. Adică să vedem exponentul cel mai mic, scoatem baza la exponentul cel mai mic în factor și ce rămâne din fiecare termen, punem în paranteză și calculăm și lucrăm paranteza și de acolo vedem cum continuăm să facem simplificările. Deci, la sinteză, o să ne oprim aici, Măriuca, pentru că... mă întreb dacă Mihăiță mai vrea și dacă vrea, trebuie să fiu proaspăt și pentru el. Că ieri ce mi-a făcut... Dar am calculator destul de cinț, deci...
Deci calculatorul e destul de încins și nu crezi tu că mai facem. Bun. Atunci hai să facem noi sinteza și dacă Mihăiță are milă de mine și mă păsuiește, sau calculatorul e de acord, asta e. Când el va dori, vom face și pentru el. Că ieri mi-a plăcut foarte tare lecția. Ai văzut că așa am bârfit-o un pic. Că m-au surprins acolo și problemele cele frumoase care le-au făcut peste ordin, cu adunare. Așadar, sinteza orei. Ce spunem? Ce am făcut? Care a fost? Mai întâi am vorbit despre cele trei proprietăți. Așa, proprietăți. Ale puterilor. Prietenii noștri lor vedea când văd filmul aici, doar mai trei am fost, nu? Una, da. Două, trei. Cele trei proprietăți. Apoi, un lucru spectaculos de reținut. Al doilea. Nu știu cum să... Scoaterea în factor comun. A. Da? În factor comun. Deci factor comun, să zicem. Factor comun. Factor comun. Factor comun. Repet. Asta din clasa a doua trebuie insistat. Pentru că, uite, dacă învățătoarea nu insistă la vremea aceea, vine foarte greu acum. Avem nevoie și des, de aici încolo, o să avem nevoie de desfăcut o paranteză și înapoi. Văzut factorul comun la adunarea sau scăderea mai multor termeni și atunci problema este să scoatem un factor comun. Și ca temă, uite, o să faci următorul exercițiu. 5 la puterea a 7 plus 25 ori 5 la a 3-a plus 125 ori 5 la puterea a 4-a, totul supra, a, 5 ori 5 la a 3-a plus 25 625 ori 5, 625 ori 5, la a doua, ori 5 la a doua, plus 5 la a șaptea. Deci, de efectua calculul acestei expresii, de știut aceste proprietăți și ca aplicații exercițiul acesta. Deci două lucruri importante. Proprietățile puterilor doar trei, cum se mulțesc, cum se împart două puteri și că A la 0 face 1, dacă ai diferit de 0. Și am trecut la exerciții, la aplicații, doar pe baza acestor trei puteri și scoaterea în factor comun, iarăși un lucru. Da. În care am aplicat proprietățile doar acestea, scoaterea în factor comun, doar proprietățile pentru acestea două, de fapt, că a treia n-am utilizat-o. Orice număr la putere 0 face 1, când se va evi, vom vorbi și de asta. Așadar, Măriuca, ne oprim aici și să spunem așa prietenilor noștri că merită să se ducă spre lecția asta, vor vedea niște lucruri foarte bune. Nu știu dacă ai văzut lecția ce e 125, m-am uitat este. Da. Deci lecția 125 este o lecție la clasa a patra, făcută direct în clasă, acolo, da? Bine, Mărica, la revedere! Pa! Mihai, eu zic că e calculatorul încins și că nu crede că... Dar tu întreabă-l, dacă el vrea, bine, o să vedem. Da, dacă rezistă calculatorul, rezistă și calculatorul ăsta de la mine.
Bine, mă, Nicol, la revedere. Întreb și scrii. Da, da. Să scrii mesaj. Da. Bine. Pa, pa. Pa. Ce ai, mă? Mă rog că au apărut aici la mine o chestie. Bateria este aproape... A.